ziua, vă spun și astăzi, cu drag, am ajuns în localitatea Zaharești, deoarece aici trebuie să fac o surpriză unor nași, nași de cununie. Este vorba despre doamna Maria și domnul Vasile Chirilă. Mai mult de atât, astăzi este și ziua doamnei Maria, care împlinește 40 de ani și pentru că orice zi de naștere trebuie sărbătorită cât mai frumos, cofetăria Scala mi-a pregătit un tort foarte frumos. De asemenea, am și un buchet de flori și, bineînțeles, nelipsita sticlă de șampanie. Eu am ajuns și la domiciliul sărbătoriților, să spunem așa, pentru că mesajul vine din partea finilor pe care i-au cununat și dacă este ziua doamnei Maria, trebuie să sărbătorim un pic și pe domnul Vasile, pentru că pe data de 1 ianuarie este Sfântul Vasile. Așa că haideți să mergem să văd cât de mult reușesc să o emoționez pe doamna, dar și pe domnul. Vrei să deschizi tu? Mulțumesc! Bună ziua! Ne primiți dumneavoastră? Da, mă! Să închid ușa, să nu fie rece. Hai. Intrăm acolo sau vedeți să-mi faci? Uite, așa sunt surprize. Dacă am fi pus totul la cale, așa, nu mai era surpriză pentru doamnă. Văd că aveți deja și flori frumoase aici. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Venim la dumneavoastră? Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Veniți așa lângă mine. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și cine să trăiască, doamna Maria, să trăiască la mulți ani. Și să știți că este vorba și despre soțul. Ia veniți încoace, că nici pe dumneavoastră nu vă las deoparte. Ați crezut că ați scăpat? Vreau să primiți acest tort deocamdată, cu ocazia zilei de naștere a dumneavoastră, pentru cei 40 de ani pe care îi împliniți. Domnului Vasile îi spun la mulți ani că pe 1 decembrie, pe 1 ianuarie este Sfântul Vasile, așa că dumneavoastră vă dau o sticlă de șampanie. Și dumneavoastră vă mai dau și un buchet de flori. Să știți că prieteni dragi ai dumneavoastră m-au căutat și m-au găsit. Și eu le-am răspuns cu tot dragul. Uitați, țineți și astea. Vreți să o ajutați un pic cu tortul ca să nu-i fie și rămâne doamna cu florile. Și pentru că fiecare zi de naștere trebuie sărbătorită atâta de frumos, eu am văzut că deja aveți acolo foarte multe flori. Da. De la prima oră așa au apărut la dumneavoastră. Iată că eu am apărut un picuț mai târziu, orice e drept, dar niciodată nu e prea târziu, așa e? Așa este. Haideți să vedem un pic din partea cui vin aceste mici atenții, dar așa din tot sufletul și din toată inima lor. Și chiar o surpriză, sincer, pentru că nu m-am așteptat, nici nu m-am gândit, eu aveam moațele. Nici nu trebuie să vă gândiți. Mesajul spune așa. Dragii noștri nași, v-am ales să ne fiți alături în cel mai frumos și important moment din viața noastră, atunci când noi ne-am unit destinele. Sunteți doi oameni deosebiți. Acum sunteți părinții noștri spirituali și ne bucurăm tare mult. Astăzi este zi de sărbătoare pentru tine, nașa noastră dragă, Maria Chirilă, astăzi când împlinești 40 de ani.
Și nu putem să lăsăm să treacă această zi specială și importantă pentru dumneavoastră, nașă dragă, fără a vă transmite un călduros și sincer la mulți ani, plin de sănătate, împliniri, bucurii și multă dragoste. Dragă nașule, dați-vă mai aproape, domnul Vasile. Dragă nașule, urmează și Sfântul Vasile, ziua numelui frumos pe care îl purtați. La mulți ani și pentru dumneavoastră și tot binele din lume vi-l urăm și vi-l dorim. Iubire, mândrie, respect, acestea sunt printre puținele cuvinte ce descriu ce simțim pentru voi, doi nașii noștri. Voi oameni minunați care ne-ați sprijinit și ați crezut în dragostea noastră. Sunteți mai mult decât ne-am fi dorit. Sunteți cei mai speciali părinți spirituali ai noștri. Vă iubim și vă respectăm, iar astăzi vă urăm un călduros și sincer la mulți ani, noi finii, Georgeta și Ian. Mulțumim din suflet. Mulțumim din suflet. Ei sunt acum în străinătate. Da. Transmiteți-le un mesaj pentru că vor urmări această surpriză și așteaptă și ei un gând din partea dumneavoastră. Spun. Nu am cuvinte să spun. Mulțumesc din suflet. Eu iubesc din tot sufletul și dragi-mi sunt. Ea știe lucrul ăsta și știe că tot timpul sunt acolo. Și Nicoleta Cojocaru de fiecare dată încheie o surpriză și cu un cântec în dar, așa că am un cântec pe care finii dumneavoastră l-au ales special pentru dumneavoastră, dar și pentru dumneavoastră. Frunze verde de cicoare, să văz cu o vorbă mare, vorbă mare și de seamăn, așa îi a doua mamă. Frunze verde de cicoare, să văz cu o vorbă mare, vorbă mare și de seamăn, așa îi a doua mamă. Din ai cu cine vorbi și cu cine te sfătui, la nănașă îi le spune, leac la inimă s-or pune. Din ai cu cine grăi și cu cine te sfătui, la nănașă îi le spune, leac la inimă s-or pune. Calea-n viață ne-o arată, că-i femeie învățată, cum să-mi fac traiul bun și bărbatul să-mi-l țin. Calea-n viață ne-o arată, că-i femeie învățată, cum să-mi fac traiul bun și bărbatul să-mi-l țin. Ca așa o vrut Dumnezeu, seamnă naș pe placul meu, de vorbi ne sfătuim și un pahar de vin ciocnim. Ca așa o vrut Dumnezeu, seamnă naș pe placul meu, de vorbi ne sfătuim și un pahar de vin ciocnim. La nănașă ce i-aș spune vorba, nu mi-o duci în lume și uite așa căsuța mea, nu mi-o știe nimenea. La nănașă ce i-aș spune vorba, nu mi-o duci în lume și uite așa căsuța mea, nu mi-o știe nimenea. Că de când m-o cununat, tare mult m-o învățat, că n-am ani ca să trăiesc, cât pot să-i mulțumesc. Că de când m-o cununat, tare mult m-o învățat, că n-am ani ca să trăiesc, cât aș vrea să-i mulțumesc. Nănașă paharul sus, că viața nu ni s-o dus, când lumii îi lăsat, neamul ca să fie dat. Când cu nănaș să ți-nțelegi, îi stai neamul ce-l alegi, cu nănaș să ți-nțelegi, îi stai neamul ce-l alegi. Mulțumim frumos. Și stați că n-am terminat. Asta a fost pentru dumneavoastră și un pic pentru nașul. Dar pentru nașul am făcut la viața mea și bune și rele. Dar mă mândresc cu ceva, cu fetele mele. Ele mi-aduc alinarea și mi mângâie supărarea și le-aș da orice mi-ar cere, că-s fetele mele. De-o vrea bunul Dumnezeu să-mi dea sănătate, să-mi văd fetițele mari și apoi măritate, să le văd la casa lor, nici atunci n-aș vrea să mor, să le fie bună soarta fetele lui tata. De-o vrea bunul Dumnezeu să-mi ierte păcatul meu, să le fie bună soarta, că-s fetele lui tata. Mulțumim frumos. Așa puțin, ca să nu lungim prea mult, să vă ținem aici. Să mulțumim și finilor. Am emoții, nu știu să spun. Cred mulțumim din tot sufletul. Eu vă urez să aveți parte de un an frumos,
că bate la ușă noul an, să avem parte de sănătate și de tot binele din lume să ne dea Dumnezeu la fiecare în parte, să vă bucurați de finuții dumneavoastră și de fetele dumneavoastră și să aveți ani frumoși împreună. Văd că sunteți doi oameni chiar minunați și mă bucur că v-am cunoscut. Iar dumneavoastră, cei care doriți să surprindeți o persoană dragă într-un mod cât mai plăcut, vă asigur eu de asta, surprizele muzicale reușesc să facă acest lucru. Numai bine și la mulți ani și dumneavoastră!